Analiza săptămânii cu Andrei Gușă. Cosmin Gușă este prins între două avioane care au întârziat, a stat vreo 5 ore prin aeroport, adevărată aventură, chiar de ziua lui. Uite ce îi se întâmplă Andrei Gușă, tatălui tău. La mulți ani lui Cosmin, la mulți ani și ție, pentru că a fost ziua ta săptămâna Mulțumesc. trecută. Da, ce să zic, mă rog, suntem așa într-o săptămână mai festivă, ca să zic așa. A fost vineri ziua mea. Acum e ziua lui tata, pe care îl așteptăm cu toții la cornul să-l sărbătorim. Miercuri e ziua iubitei mele, a lui Jesse, deci suntem așa unii după alții. Dar trebuie să mai și muncim în timpul ăsta, că nu merge doar cu sărbătoare. Și, mă rog, cum sunt vremurile astea, parcă nici nu avem aceeași poftă ca anii trecuți, ca să zic așa. Da, e adevărat, trebuie să și muncim. Și uite, muncim acum la această frumoasă emisiune, pentru că oamenii s-au obișnuit cu această analiză duminicală a familiei Gușă, da? Bun, aș vrea să te întreb, pentru că toată presa a comentat poza cu Tucker Carlson în România, poza dezvăluită de Cosmin Gușă. Uite că s-a aflat de ce a venit Tucker în România să facă un interviu cu Andrew Tate. Sau poate, cine știe, a avut și alte lucruri de rezolvat aici. Tu ce crezi? Păi, din câte am înțeles, tatăl lui Tucker a fost un mare admirator sau fan al României. Era, mă rog, o cunoștință de-a lui tata. El a fost și la Budapesta și s-a întâlnit cu niște americani, din câte am înțeles, la restaurantul cu Pricina. N-aș ști ce să comentez, în afară de faptul că virgulă, Carlson e un jurnalist foarte, foarte valoros. Mie îmi place de el, dar pe de altă parte mi se pare că exagerează acum cu vrea să facă multă audiență și face interviuri cu Andrew Tate sau genul ăsta de interviuri nu sunt neapărat, mă rog, pe gustul meu, ca să zic așa. Dar normal că după ce a fost dat afară vrea să demonstreze și demonstrează cu fiecare episod, cred că sunt și peste 100 de milioane de vizualizări. Așa că uite că nu mai poate nimeni să pună chiar botniță presei libere, atâta timp cât oamenii fac eforturi și ne caută unde trebuie și, mă rog, acceptă faptul că suntem dezavantajați în comparație cu marile televiziuni ale lumii, care sunt total mainstream și care sunt după narativ. Da. Pentru că ei au alte fonduri. E normal că cei care sunt cuminți primesc un os și ceilalți sunt prigoniți. Da? Cu ajutorul publicului o sper că răzbim. Da, asta sper și eu, dacă nu o să ne blocheze până atunci, pentru că iată, sunt o grămadă de legi care vor să pună pumnul în gura presei și poate din motivul ăsta ne tot banează, ne tot bagă mai jos ca să nu ne vadă lumea. Asta e o chestiune pe care pe mine mă deranjează, pentru că la începutul războiului din Ucraina, după cum ne aducem aminte cu toții, că am fost afectați cu toții, ni s-a zis clar, domnule, războiul e între Rusia și Ucraina. Cine zice că e America implicată sau Europa sau alte părți terțe, e putinist, e narativul lui Putin. Da. Și așa, pe nepusă masă, după un an, suntem în postura în care ni se zice, domnule, nu este un război rus-ucrainean, suntem un război hibrid. Și numele acestui război hibrid, punem pumnul în gura presei și renunțăm la drepturi și la libertăți. Problema e că nu înțeleg cine a decis că suntem în războiul ăsta hibrid și de ce nu ne-a anunțat măcar și pe noi, dacă nu să ne întrebe, unul la mână. Și doi la mână, ok, accept, să zicem. Eu n-am nicio siguranță că atunci când se termină războiul ăsta hibrid, dacă s-a terminat vreodată, exact, se dau drepturile înapoi. Deci asta e marele pericol în opinia mea, că nu ni s-a anunțat, domnule, acum suntem în război până când cu tare. Ia Ucraina înapoi Crimea. Când ia Ucraina Crimea înapoi, nu că ne-ar interesa neapărat pe noi, că Ucraina nu-i țară NATO și nu avem o datorie din punct de vedere legal față de ea, nu facem parte din alianțe comune. Dar dacă ni s-ar zice, atunci aveți toate drepturile înapoi, atunci. Bine, domnule, am înțeles, dar acum nu știm dacă le mai primim. Și chiar făceam o emisiune cu domnul Toma de la CNA acum câteva săptămâni și a recunoscut și dumnealui. A zis că, domnule, Europa e mai liberă decât alte părți. Dar nu e la fel de liberă, sunt legi împotriva libertății de exprimare. Și foarte bine că mai există o Adriana Bahmuțeanu sau un Cosmin Gușă sau Anca Alexandrescu, eu știu, care se luptă pentru libertatea presei, pentru că altfel o să o pierdem. Acum, sigur că domnul Toma, dacă nu era îngrădit de funcția pe care are în CNA, poate avea o părere mai conturată în sensul ăsta, dar funcția te obligă să... Da, e discutabil.
Eu vă zic de la firul ierbii că am vrut să-l aduc în fața publicului ca să vedem părerea. Că până la urmă cu asta lucrăm, cu materialul clientului, cum se zice. Da, am văzut activitatea ta din ultima săptămână. Mi-au plăcut interviurile pe care le-ai făcut. Vreau să-mi spui dacă ți-ai schimbat sau dacă ți-ai modificat impresia despre mișcarea suveranistă, mișcarea patrioților. Am văzut că ai stat de vorbă și cu Dumitru Coarnă și cu George Simion. Se schimbă ceva? Au vreo șansă oamenii ăștia sau e aceeași gargară cu care ne-am obișnuit? Eu chiar am câteva observații. Nu cred că o să le placă ascultătorilor, dar eu nu pot spune decât sincer, pentru că de-aia fac ce fac și tu la fel. Pe de o parte, îi aplaud și pe George Simion și pe domnul Coarnă și pe toți din AUR că au maturitatea să nu se delimiteze de alte mișcări suveraniste din România și cu răbdare să încerce să creeze un mare pol care, sigur, da, se adresează la peste 50% din bazinul electoral. Adică ar fi extraordinar dacă o să reușească. Dar se pare că sunt unii care, normal, le pun bețe în roate. Și aici, din păcate, mă refer la Diana Șoșoacă. Ei nu s-au delimitat de Diana Șoșoacă și bine au făcut, pentru că suntem toți, mă rog, luptăm pentru același scop. Dar, pe de altă parte, eu nu înțeleg mișcările astea lui Diana Șoșoacă. Mi se pare că face tot ce poate sau e pusă de unii sau de alții sau ghidonată prost să decredibilizeze mișcarea suveranistă, tocmai pentru că ceilalți nu se delimitează de ea. Și sigur, acum putem discuta, poate are dreptate Șoșoacă cu ce a făcut în Parlament, nu zic că nu, nu zic că nu m-aș fi enervat și eu. Dar pentru că e clar că e o lege neconstituțională care nu o să treacă de Curtea Constituțională, mă refer la pensiile speciale, și o bătaie de joc. Zicea Ciucă, domnule, dar cine nu votează, îl dau afară din partid. Eu cred că tocmai de aia a zis, pentru că știa că nu o să treacă de Curtea Constituțională și oricine s-ar enerva. Da. Dar să rup foi pe acolo, să mergi la ambasada Rusiei, că vezi, doamne, tu salvezi România și mergi de 100 de ori. Eu n-am o problemă, e foarte bine să mergi la ambasada Rusiei. Că zicea asta Muraru, fratele ambasadorului, omul Iohannis, că domnule, să expulzăm ambasada Rusiei de la București. Fraților, dacă noi expulzăm o parte combatată, atunci cum facem pacea? Că noi ne dorim pace, nu ne dorim jocuri de astea de scenă ca să îmbogățească unii și alții. Deci ca să conchid cu Diana Șoșoacă, nu am înțeles ce a căutat. Adică dacă mi-ar fi zis, domnule, uite, merg la ambasada Rusia pentru punctul A, B și C. Foarte bine, Diana Șoșoacă, dar dacă tu mergi, numai ca să fie după aia Simion sau Coarnă sau Andrușciac sau mai știu eu cine, ștampilat cu eticheta de putinist, că nu se dezice de Diana Șoșoacă, atunci nu cred că e bine. Și cam asta văd. Să dea Dumnezeu să fie altceva. Să dea Dumnezeu să fie altceva, dar e clar că oamenii ăștia n-au nicio șansă să se unească, să conglomereze o mișcare suveranistă, naționalistă și așa mai departe. Și atunci întrebarea e ce șanse au ei ca să schimbe ceva la anul la alegeri. George Simion zicea că sunt mai așezați sau mai experimentați sau mai inteligenți românii și nu o să cadă iar în capcana când a fost Vadim versus Iliescu și l-au votat pe Iliescu că, vezi, doamne, Vadim era nebun sau cum l-au fi ștampilat pe atunci, că nu eram copil, nu mi-a țin minte exact. El crede că nu o să se întâmple la fel, dar nici nu prea are ce să zică altceva decât să fie optimist în sensul ăsta. Eu sper să iasă, mi se pare că se poartă cu multă maturitate, de eu n-aș băga mâna în foc, că dacă mai se întețesc genul ăsta de atacuri din interior, ala Diana Șoșoacă, nu cred că românii o să voteze un președinte din polul suveranist. Mi-e greu să cred. Și cine știe, Doamne ferește, cu cine ne trezim. Că poate se întâmplă două, trei mișcări și pac apare Chioveși în turul 2 sau cine o mai apărea. Da. Sau om care nu e patriot și care nu vrea să facă bine românilor. Cum nici Iohannis se vede că nu e patriot. Nu zic, mulți zic că a fost mai moderat, că mai bine așa decât cu Băsescu, că a făcut și lucruri bune sau faptul că n-a făcut mare lucru e bine, că nu trebuie să faci mare lucru ca președinte. Nu e un președinte patriot, mie nu-mi place așa. Mai bine să văd că se luptă pentru noi și atunci, sigur, dacă face și greșeli, îi le scuzăm, decât unul care zice că e austeritate și merge cu avioanele private, că are nevoie de două dormitoare și fotolii de piele. De baie, asta, da. Asta e o palmă odată pe brazul românilor și trebuie să-l taxăm, pentru că trebuie să ne luptăm pentru suveranitatea noastră. Dacă astea sunt povești, cine zice că, domnule, suveraniștii n-au soluții. Domnule, dacă ești suveranist, ești putinist. Nu există. Dacă noi nu ne luptăm să ne creăm viitorul împreună, nu o să existe viitorul, că nu îți bagă Dumnezeu în traistă. Îți dă, dar nu îți bagă în traistă.
Și Polonia face eforturi. Și Ungaria face eforturi. Pentru că noi suntem, mă rog, din punct de vedere geopolitic, să zicem, în situații mai apropiate de Polonia sau de Ungaria decât de marile puteri, Franța, Germania, să nu mai zic America. Și nu e idiot Victor Orban când are niște politici vis-a-vis de migrație sau de LGBT. Pentru că chestiunile astea dobitocesc populația, îmi pare rău. Dacă nu se reglementează statul pe internet al copiilor, care e o chestie foarte importantă, și primesc numai chestiunile astea, cine știe cu ce ne trezim? Eu tot timpul asta am zis, că avem acum niște teme din astea noi, experimentale, care nu știu dacă sunt bune sau rele, dar experimentale. Noi până acum mii de ani am trăit într-un anumit fel. Nu s-au amestecat rasele, așa a fost. Nu s-a promovat homosexualitatea. Și multe alte chestiuni. S-a promovat biserica, care e extraordinară. Da. Și așa am ajuns lângă gradul ăsta de dezvoltare, care e excepțional, zic eu. Mă rog, avem... Apropo de biserică, uite că tocmai am devoalat un scandal mocnit de multă vreme la vârful Bisericii Ortodoxe Române, acolo unde Patriarhul Daniel vrea să-l linșeze de-a dreptul pe înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul de Constanța, pentru că Teodosie vrea să reînființeze Mitropolia Constanței, vine și cu probele istorice în sensul ăsta. Și lucrul ăsta îl calcă pe bătături pe Marele Alb, cum se spune, pentru că eu am impresia că e frică să nu-i fie luat locul. Teodosia a conglomerat valul de popularitate al românilor, mai ales în ultimii ani. Acum, de când cu pandemia, de când cu restricțiile, Teodosia a fost singura față bisericească care a ținut pe bune cu poporul, care a fost de partea poporului, care a făcut slujbe în pandemie, care s-a opus restricțiilor și așa mai departe. E, lucrul ăsta a deranjat vârful Bisericii Ortodoxe Române și uite, progresiștii ăștia, între ghilimele, neomarxiștii care vor să unească sărbătoarea Paștelui și care vor ei ca în biserică să fie cununați religios și cuplurile din diverse minorități din astea, se opun și ar vrea să-l linșeze de-a dreptul pe Teodosie. Cum vezi tu povestea asta? Nu sunt mare specialist, dar o să mă bazez pe bunul simț ca să interpretez. Și sigur, unde e foarte multă putere și unde și bani, normal că e o bătaie pentru anumite poziții, ca în politică, ca într-o mare companie, ca în orice. Așa că nu pot să, mă rog, crucific în ghilimele pe nimeni, că sunt jocurile astea de putere. Cred că sunt normale într-o anumită măsură, dar pe de altă parte nu o să pot să nu recunosc faptul că România e cei mai credincioși cetățeni din Uniunea Europeană. Cred că suntem undeva la 80%, iar asta e o mare performanță a Patriarhului și a, mă rog, subordonaților lui, că e tot organizație, ca oricare alta pe partea asta. Pe de altă parte, ce nu pot eu să iert e că nu sunt, mă rog, puse la zi derapajele astea, de genul să unim Paștele Ortodox cu cel Catolic, sau nu ne interesează de ortodoxii din Ucraina, sau ne limităm de Biserica Ortodoxă. Putem să, cine poate să-și permită, că e prea fericit sau orice, să ne delimiteze nouă biserica ortodoxă, care, că ce, că așa vrea America sau că așa vor niște forțe oculte care sunt infiltrate în biserică și care susțin unii sau pe alții dacă merg pe anumite teme. Asta nu e normal să fie mai important un război care, Doamne, aștept să se termine cât mai repede, decât o religie care ne unește la nivel sufletesc și metafizic. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu înțeleg ce se petrece. Sper că să fie înțelept Patriarhul, dar sper, pe de altă parte, că nu sunt unii și alții din afară care îi recomandă, hai, mai delimitează-te un pic. Se pare că da. Uite că aici e problema, că de fapt sunt aia din afară care îi comandă ce să spună și cum să spună. Da? Pentru că și acolo și-au băgat coada serviciile, da? Factorul extern. Și mi se pare că se joacă cu focul din punctul ăsta de vedere și că nu e bine să își depășească fișa postului. Că noi avem o anumită opțiune de parteneriat strategic sau socială sau de parteneriat militar, că e vorba de NATO, UE, parteneriat cu America, asta e o treabă. Treaba Patriarhului este să, mă rog, aibă grijă de biserică, dar el e indiguit de
mă rog, Biserica Ortodoxă, care, sigur, că capitala e la Moscova. El nu poate să-și depășească atributele astea pentru că va fi taxat. Oamenii încă stau în expectativă, nu-și dau seama exact ce și cum, dar foarte mulți români care am vorbit așteptau o delimitare clară de Bănescu, a Patriarhului. Uite că nu s-a delimitat de Bănescu. Ce să zic, stăm și vedem, dar asta e, mă rog, o chestiune peste care românii nu vor trece și dacă se joacă cu focul va fi taxat. Sper doar să nu rezulte într-o scădere a credinței, dar nu cred că asta va... Va fi taxat, să fie taxat, uite că se răzbună victima colaterală nevinovată, este Teodosie, pentru că Teodosie a acumulat capitalul ăsta de simpatie al românilor. Și lucrul ăsta îl deranjează pe patriar, este clar. Nu vrea să fie un alt ierarh mai popular decât el, că e periculos. Biserica e profund nedemocratică din punctul ăsta de vedere, dar așa e rânduiala. O să vedem ce o se întâmple. Eu atât sper că va fi o renaștere așa organică a structurii, nu va fi cu influențe străine, pentru că e grav. Dar de pe aici nu trebuie să ne jucăm. Una cu războiul și cu astea, hai că mai se postează Iohannis într-un fel sau un alt fel, nu e așa important pentru români. Dar asta cu biserica e importantă și n-aș ști să zic mai mult, dar sunt foarte curios. Bun, hai să trecem și la alte subiecte, la patriotismul economic, pentru că, uite, se tot vorbește de patriotismul ăsta și termenul a fost preluat inclusiv de Ciolacu, care ne anunță că va plafona prețul la anumite alimente. Asta înseamnă intervenție în piață și nu știu dacă e foarte bine. Și pe de altă parte, Ministerul Familiei anunță că va ajuta tinerii cu niște ajutoare de la stat ca să-și ia case, să dea un avans la casă și la o mașină, eventual și o mașină de la second hand. Este un program pe care l-a anunțat cei de la AUR, dar uite, pe care l-au preluat cei de la PSD, care dau asemenea ajutoare stimulente pentru familiile tinere. E foarte bine asta. Felicitări, aplauze, dar de unde bani? Aici e întrebarea. Da, și eu cred că e foarte bine. Aș începe cu asta. Mi se pare important să avem un minister al familiei care să-și întoarcă puțin, să-și îndrepte privirea spre tineri, pentru că și Ungaria, și Polonia, și alte țări au programe pentru creșterea natalității, pentru creșterea numărului de căsătorii, pentru natalitate în primul rând, pentru că asta e până la urmă viitorul țării. Noi n-am avut chestiunea asta și de multe ori am acuzat chestia asta, nu mi se pare deloc în regulă, că noi suntem țara cu cea mai mare emigrație din lume, care n-a fost în război, că ne scade populația constant. Păi noi, dacă acum câteva zeci de ani aveam o populație dublă decât cea a Olandei, acum avem o populație egală și în scădere. Olanda, țară de 4 ori mai mică decât România ca suprafață. Deci chestiunea asta e bună. Dar pe de altă parte, mi-e frică că patriotismul ăsta economic a devenit o sintagmă golită de sens. Pentru că nu poți să zici că ești patriot economic când tu ai fost în ultimul guvern și tocmai ce a prelungit ciucă contractul cu OMV pe încă 15 ani de cesiunea resurselor, până la urmă. Îmi scapă acum termenul. Deci care e patriotismul economic? Sau că nu plătesc taxa de solidaritate? Sau că nu sabotăm o țară care ne vrea în Schengen? Deci în ce sens putem noi să fim patrioți economic? Doar dacă ne redobândim resurse și renegociem toate chestiunile astea. Pentru că din resurse putem crea un buget din exploatarea și comercializarea lor. Noi le înstrăinăm. Că e vorba de cea de energie, că e vorba și de cea bancară. Noi avem un sistem bancar înstrăinat complet, care funcționează ca un cartel și care e cel mai profitabil de departe din toată Uniunea Europeană. Ba, atenție, au avut un return on equity, se numește, scapă termenul în română, cel mai mare din istorie băncile în România. Deci se îmbogățesc peste spatele nostru, prin dobânzile pe care le plătim, care au crescut mult. Nu poți să faci patriotism economic că plafonezi pentru 3 luni prețurile. E o chestiune anormală. N-a ieșit bine nici în Ungaria, pentru că a rezultat într-o penurie a alimentelor. Și aici avem și o bombă. Se pare că se... Bombă. Dacă citești legea, se înțelege. Se plafonează marja asta de profit cu 20% la producători și la procesatori. Dar asta cu cheltuielile incluse. Deci nu poți să mergi mai mult de 20% profit cu cheltuielile incluse. Dar la comercianți, adică acolo la șmecherii aia, patru mari corporații care dețin toate supermarketurile din România aproape,
Acolo e 20% plafon exclus cheltuieli. Adică pui 20% profit și mai bagi tu câte cheltuieli vrei, că nu te verifică nimeni. Nu vine Ciucă sau Ciolacu să te verifice. Deci tot procesatorii și producătorii sunt mai loviți de măsura asta. Doi la mână, ei vor fi loviți pentru că pe lista aia de alimente, de 14 alimente, dacă ne uităm, marea majoritate sunt de la producători români, nu de la producători străini. Deci străinii iar vând la ce preț vor ei. Iar sigur, creșterea TVA-ului e o măsură care va scădea inflația, e șmecheria lor, cred eu, și am vorbit și cu profesorul Petrișor Peiu, pentru că nu o să mai consume lumea produse de lux și așa și scad inflația, dar tot pe buzunarul românilor. Iar dacă va fi penurie, va fi nasol, vorba aia, nu mai are lumea ce să mănânce. E o chestie bramburistică. Nu cumpără pe ce au zis ei că fac reducere la 10 ouă, dar cine nu are bani ia 30 de ouă, că e mai ieftin. Ce să zic? Nu o să... Eu, sună bine, mă bucur că a reapărut în discursul public chestiunea asta de patriotism economic, că m-am plictisit de toate guvernele liberale care nici prin cap nu le trecea așa ceva. Deși e Partidul Național Liberal, adică ei ar trebui să vină cu asta, nu PSD-ul. PSD-ul face pentru electoratul lui, mă rog, să zicem ce trebuie, dacă nu îl taxează. Dar PNL-ul imită PSD-ul și golii de sens. Da. Mă bucur că a început bine pe de-o parte Ciolacu, nu cred că putea să facă mult mai multe. A început curajos și dacă măcar 10% din ce zice că face, va face, că nu-i lăsat mai mult, sigur, atunci e bine. Dar mi-e greu să cred. Să vedem. Da, n-aș vrea să încheiem emisiunea asta fără să vorbim și despre dezastrul din învățământ. Am avut evaluări naționale, examene, da, o nenorocire întreagă. Deci cu copiuțele alea date pe net chiar înainte de examene. Este o mizerie și o mizerie tristă și mizeria cea mai mare este că se pune accent pe memorizare, pe memorizarea întregii materii și nu pe gândirea critică a elevilor care nu mai sunt copii la examenele astea ale maturității și care ar trebui să fie învățați să gândească liber și să gândească critic. E, nu, la noi e bazată pe memorare. Subiectele au fost asemănătoare cu cele de anul trecut, dacă te-ai uitat. Faceți un eseu de 400 de cuvinte despre nu știu ce, știi? Și anul trecut era la fel, decât au schimbat un pic. Dar mi s-a părut o mare mizerie și confirmarea faptului că, uite, analfabetismul ăsta funcțional se adâncește de la an la an și că nu sunt soluții, că cineva a dorit să ne îngenuncheze pe noi ca popor și că asta a fost metoda, să scadă foarte mult calitatea actului educațional în așa fel încât chiar să ajungem o țară de proști. Da, eu pe de-o parte sunt foarte supărat. Sunt supărat, asta e personal supărat, nu înseamnă că e critic. Și pe părinți și pe profesori din punctul ăsta de vedere. În primul rând pe părinți, pentru că nu prea își încurajează copiii să facă performanță nici în școală. Nu-i pun nici să citească și nici sport nu prea, mă rog, învață să facă pe copii. Și nu înțeleg, dacă ai un copil, de ce să nu-l încurajezi să muncească? Păi dacă nu înveți copilul să muncească, ce vezi tu copilul ăla? Ce să facă? Să fie ajutat social? Sau să fie sclav la multinațională? Sau ce o să facă? Că nu sunt toți geniali să aibă o idee de afacere să se îmbogățească. E unul din 1000 sau dintr-un milion. Nu înțeleg ce-i cu creșterea asta pe care părinții le dau copiilor. Lasă cu telefonul în mână ca ei să stea niște să bea un șpriț. Dacă faci copil, părerea mea, eu așa o să fac. Am grijă, că altfel mai bine nu fac. Unul la mână și doi la mână. Pe profesor sunt supărat pentru că am făcut școala în România și am făcut la școli foarte bune. Acum, sigur că nu vreau să-mi exonerez pe mine de vină, dar profesorii în România nu prea au vocație, puțini dintre ei au vocație și de-aia e foarte greu pentru copii chiar să învețe cu plăcere și să își găsească vocația în ceva. De-aia vedem copii care fac facultatea, tineri adus care fac facultate și după aia nu știu ce vor să facă. Pentru că profesorii, în loc să-i ajute, să-i îndrume, să-i înțeleagă, să-i învețe cu adevărat, să fie prietenilor și cum ar fi, mă rog, mentorilor sau fraților mai mari, ei își bifează un punctaj din ăsta de materie, cine învață bine, tocește și cine nu, hai domne că îl salvăm ca să avem rat ok de, pentru școală, să nu avem prea mulți corigenți, că așa se practică, așa sunt punctajele școlilor ca să crească.
Asta e foarte rău. Eu n-am putut să învăț în România decât, deci n-am făcut meditații, dar mai bine luam eu o carte înainte de test și făceam ca să învăț decât să văd modul ăsta de învățare. Și nu e în regulă. Mă bucur că le-a crescut salariile, pentru că merită salarii mai mari, dar dacă nu se face un efort concertat să se schimbe sistemul de învățământ din România, să se schimbe abordarea, imediat mai vine un profesor nou și se instituționalizează pentru că vede încă 100 pe care nu-i interesează. Și asta nu e foarte periculos. Despre subiectele la BAC, păi mai de mult, țin minte că ne distram că apăreau perle după BAC și ne venea. Mie acum nu mai vine să râd când văd ce subiecte au fost, pentru că erau întrebări de tipul: e adevărat că rața împunge? A, varianta A, da. Deci, fraților, ce facem cu copiii ăștia? Păi nu spun de nimica. Dacă nu n-am învățat, cum s-a ajuns la nivelul ăsta, știi? Mă îngrijorează, cu adevărat mă îngrijorează. Noi oricum suntem țara cu cea mai mică inovație din Uniunea Europeană. Suntem țara care produce chestiuni cu valoare adăugată foarte mică. Chiar dacă produce mult, produce pe bani puțin și de aia suntem săraci. Ne mai și înstrăinăm resursele, încotro mergem. Și vezi, mai e o chestiune. Copiii săraci sau din familii normale ajung extraordinar la olimpiadă, la matematică, la informatică. Am văzut cu un copil normal, din familie normală, a avut o invenție senzațională săptămâna asta. Da. Ai văzut? Dom'le, da. Și nu este felicitat, adică ar putea schimba lumea invenția lui. Da, da? Familiile bune care au reușit să aibă o viață mai bună. De ce nu vedem o mare clasă de copii inteligenți care sunt învățați să muncească? Și vedem numai că i-a dat băiatul lui tata sau fata lui tata pe la nu știu ce școală particulară și merge într-un fel, se întoarce în același fel, ca să nu folosesc cuvântul că e urât. De ce nu vedem chestia asta? Că oamenii, dacă au reușit să aibă o situație bună, de ce nu investesc în copiii lor? Bine că le iau mașini și le iau haine și lasă să-și facă tatuaje și îi trimit la BAC. Păi dacă tu mergi, vezi că ți-a tati mașină de 50.000 de euro sau de 20.000, cine mai învață? Dacă el își calculează că dacă termină o facultate, se angajează, îi trebuie vreo 20 de ani de salariu mediu sau minim ca să-și ia mașina aia. Deci nu-i încurajat. Și nici copiii săraci prin prisma asta nu sunt încurajați să învețe. Că ce aia, mă, ce mai învăț eu, oricum n-am nicio șansă să-l întrec pe ăsta la care i-au dat taică-su sau maică-sa. Foarte greșit mi se pare că abordează românii. Aș avea multe exemple, pot să vorbesc la nesfârșit pe subiectul ăsta, pentru că am experiență și din Olanda și din Austria. Și acolo chiar sunt mult mai evoluați din punctul ăsta de vedere. Păi la noi, dacă face cineva sport de performanță, gata, îl scoatem de la școală, că nu mai trebuie școală, că ajunge cărător de apă pe la vreo echipă de fotbal sau ce ajunge. Știi? Dar în Olanda, incredibil, școală ok, din care chiar ajunge cu o meserie bine plătită, sport de performanță, și acolo nu te plătește antrenorul sau primăria că, vezi, Doamne, ai câștigat cupa Moș Crăciun și nu știu ce. Acolo avea și job part-time mult dintre ei, ca să se susțină, ca să facă sport, pentru că făcea din plăcere. Și făcea astea trei deodată și poate era mai bun la învățătură decât un român care făcea doar asta, sau poate câștiga la sport față de un român care făcea doar sport. Muncă. Se ridică pe munca lor. Sigur, ei sunt puțin scrântiți la cap cu drogurile lor și cu LGBT-ul lor. Dar nu înseamnă că nu există și muncă. Și noi trebuie să ne revenim din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu mai vrea nimeni să muncească. Uite, suntem la cornu. Dacă nu ar munci mama prin grădină și tata și eu când mai vin pe aici, nu găsești un om să taie iarba sau să ardă niște lemne. Și dai bani și nu vreau, domne, că eu am ajutor social, nu mă interesează. În țara asta trăim și o să se ajungă mai rău. Urât? Adică da, și uite că vin muncitori din Asia, da? Că, pentru că românii nu mai vor să facă muncile astea. Nu vor să facă nimic în România. Zim 10 români care vor să muncească, de la Iohannis în jos. Da, cine e o problemă, pentru că ăia care vor să muncească au plecat pe afară. Da? Și acolo și-au făcut un trai mai bun decât aici. Și nu știu cum vor putea să vină înapoi, pentru că li se pare că aici n-au viitor, că nu sunt asigurări sociale, că nu sunt asigurări de sănătate, că nu au garanția că ar putea câștiga aceiași bani ca afară și atunci preferă să stea acolo și să-și ia pensie, că mulți dintre ei se apropie de pensie, da, dintre cei care au plecat acum 25 de ani. Cine a plecat și a reușit afară, nu se mai întoarcă în România decât la pensie. Pentru că nimeni nu are chef, se face termopane, să zicem, și afară îi merge. Și în România, chiar dacă are produs mai bun,
se lovește de X care îi susținut de primărie și de Y care îi susținut de serviciile secrete, exact. Și l-au mazilit. Cine mai vine după muncești pe sudoarea frunții tale și faci ceva? Poate vii să te pensionezi, dar nu mai vii aici ca să vezi că n-are cine să tundă iarba, că din taxele tale se plătesc toți ajustații sociali. Și după aia ne întrebăm de cine avem bani de investiții sau de salarii mai mari la cine muncește. Că avem, cred că, dublu bugetar decât acum în 2000. Deci în 20 ceva de ani aveam 800.000, acum avem mult mai mult, nu mai știu. Ce fac toți aia în plus? Ce produc în plus? Că ne-am digitalizat, dar trebuie să fie mai puțin, nu? Dacă l-avem pe Ion ăla la... Să facă, da, sigur, avem sinecuri de stat, deci industria ne-am vândut-o, da? Sau, mă rog, nu prea mai merge, pentru că au fost investiții de-astea hazardate, cum am luat acum mini-reactoare nucleare din America, dar banii înainte și ele nu sunt omologate. Deci dacă nu sunt omologate, asta e, câteva miliarde pe fereastră. Două submarine, dar să ne apărăm de ruși, da? Cu două submarine e cam greu să te aperi de ruși și nici nu prea ajung la țărm că scam mari pentru Marea Neagră. Astea sunt investițiile pe care le facem. De produs nu prea mai producem și avem un aparat de stat supra-mega-ultradimensionat. Cum să fim prosperi în cazul ăsta? Ce argumente avem noi să fim prosperi? Dacă toate lucrurile se fac arandala. Când o să se rezolve astea trei chestiuni, măcar într-o anumită măsură sau să vedem că se vrea, după aia putem să mai vorbim de patriotism economic. Dacă nu plafonezi prețul la roșie și ești patriot economic. Dai 500.000 de oameni la stat care dai frunza la câini sau mai puțin. Eu n-am, sunt care muncesc foarte mult pe de altă parte. Eu am fost multe instituții de stat, de la ANAF la astea. Tot timpul am văzut câțiva oameni extraordinari care munceau și toată instituția era pe umerii lor. Și alții care mergeai la ghișeu și am întrebat, doamnă, unde merg să fac cutare? Nu știu. Cum, doamnă, nu știți? O secundă, dar lucrați aici. Cum nu știți? Sunteți în slujba cetățeanului, de-aia vă luați banii. Nu ca să vă purtați felul ăsta. Trebuie scăpat de ei, pentru că, mă rog, și asta e analogia lui Cosmin Gușă cu omul ăla gras care e conectat la aparate. Așa suntem, până nu slăbim un pic, cade pe umerii tăi, pe umerii mei, pe umerii la oamenii care produc și care plătesc taxe și impozite ca să nu se vadă nimic în țara asta. Ar trebui să nu plătim taxe și impozite. Bine, sigur, nu gândim la revenire, dar nu e corect să plătim. Adică cine a votat că vrea să fie nu știu câte stat social și un aparat de stat atât de mare? Cine a votat? Că asta trebuie să fie în program de guvernare, să vină PNL-ul sau PSD-ul, să-i că uite, facem asta, patriotism economic și în paranteză, cu mic, mai angajăm 100.000 de oameni la stat. Și eu n-aș fi votat. Dar asta a uitat tot timpul să zică. Da. Dacă guvernul ăsta de mare majoritate n-a reușit și nu vrea să facă reformă și în zona de industrie și în zona asta de, mă rog, sinecuri de stat, atunci nu știu cine o să poată să vină. Numai un partid antisistem. Dar un partid antisistem nu poate să aibă majoritate. Deci nu vor, nu interesează. După ei, potopul, știi? Nu interesează decât următoarele alegeri, pe bune. În alte țări, în Ungaria, da, inflație mare. În Polonia la fel. Dom'le, dar vezi că are în Turcia, vezi că are, mă rog, dictatorul ăla, cum le zicem noi, are dictatorul un program, se interesează și de generația următoare și peste două și peste trei generații. Nu următoarele alegeri. La noi suntem cu următoarele alegeri, dar nu o să poată să țină la nesfârșit. Și anul viitor, dacă nu intrăm în austeritate, anul viitor în plag electoral, o să vină iară femeiul. Și atunci o să știm vina cuia e că vine iară femeiul. Ciucă, Ciolacu and Company. Pentru că nu e interesat să facă austeritate. Ei au zis că trebuie austeritate și nu au făcut absolut nimic. Cresc TVA-ul. Asta e austeritatea lor. Tot pe umerii noștri. Deci, oricum. Da, îți mulțumesc, Andrei, pentru această emisiune. Să sperăm că ajunge și Cosmin Gușă acasă, pentru că a stat astăzi 5 ore în aeroport ca să aștepte un avion. E sigur că s-a urcat, e sigur că acum e în avion. Sper să nu fie prea obosit, că aici e voie bună. Eu am pus niște vin la rece și sifon, că avem un sifon extraordinar aici în cornu. Deci să fac și lucruri bune. Fetele gătesc, l-așteptăm. Sper să nu fie obosit, că noi nu suntem. Și îi urăm la mulți ani lui Cosmin Năgușă, pentru că astăzi este ziua lui și iată, jumătate din ziua lui o petrece în avioane sau așteptând avioane. Ce să faci? Asta este, se mai întâmplă și povești de genul ăsta, dar o să-l revedem săptămâna viitoare pe Cosmin Gușă la Gold FM și la fel pe Andrei. Îți mulțumesc, Andrei, pentru această emisiune. Mulțumesc și... Ne auzim săptămâna viitoare, să vedem ce se mai
Ce se mai întâmplă în România noastră, unde, iată, au venit concediile, lumea vrea să plece, toți sunt pe la mare, pe la munte, pe la grătare, nu-i mai arde nimic de nimănui de emisiuni din astea serioase și de politică și de mersul țării. Dar dacă o să le arde la toamnă și o să fie supărați, să nu uite că nu le ars acum de emisiuni. Exact. Că, da. Timpul trece și tace și, mă rog, guvernarea continuă. Să vedem ce măsuri patriotice mai are. Eu, acum, glumind, mă bucur că a reintrodus sintagma asta Marcel Ciolacu. Sper să fie sincer, să se țină cât poate de ea, pentru că nu o să poată să facă tot ce vrea. Dar măcar câte puțin, dacă face, înseamnă că e mai bine decât a fost ultimele. Exact. Îți mulțumesc frumos, le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Distribuiți această emisiune foarte, foarte interesantă. Duminică plăcută tuturor. La revedere! Duminică plăcută!